și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, spune prorocul David în psalm. Dar dacă ne uităm și deschidem Sfânta Scriptură, vom vedea și acolo cuvânt greu și concentrat prin ceea ce a spus Moise în prima carte a Facerii. Într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Cerul era întunecat fiindcă nu avea luminătorii, dar când a pronunțat cuvântul cer s-a referit și la toată oastea îngerească și la toată puterea îngerească, iar pământul era netocmit și gol. Pământul lăsăm, fiindcă nu avem nevoie, și ne suim în cer. De mă voi sui în cer, de față ești. Și iată că au zis Dumnezeu și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Când Dumnezeu nu mai a gândit frumusețile cerești, ele s-au creat după numărul și felul lor, cum mai târziu arată Sfinții Părinți, și s-au format acele cete îngerești, acele oștiri cerești, despre care chiar Mântuitorul Hristos, la Înfricoșătoarea Patimă, pomenește lui Petru. Bagă sabia în teacă, că de-o scos de sabie vei peri. Numai o poruncă și mii de legiuni îngerești ar pierde totul într-o clipă. Iar în alte locuri de Sfânta Scriptură auzim oastea cerului, oastea cea nenumărată, mulțimea îngerilor lui Dumnezeu și așa mai departe. Pentru sărbătoarea de astăzi, încă de la timpul sinoadelor ecumenice, s-a hotărât cultul îngerilor și în special a celor mari doi voievozi, Mihail și Gavrila, cărui sărbătoare pomenim astăzi, sau prăznuire și cinstire, și în același timp s-a dat voie să se închipuie, deci să se închipuie așa cum s-a descoperit în Vechiul Testament, de aceea și se aude în acatist, bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii. Iar lui Gavril îi spune, bucură-te, îngere al darului. Deci el aduce mesajul venirii de sus, iar Mihail este cel care stăpânește sau împlinește poruncile pământești date de Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor către care nu putează căuta oștile îngerești. Și se spune, după Sfântul Dionisie Areopagitul și după alți Sfinți Părinți, că ar fi nouă cete, ar fi nouă cete îngerești, puse în trei triade. Heruvimii, Serafimii și tronurile, deci prima triadă sau partea cea mai de sus, domnii, stăpânii și puteri în ceata de la mijloc sau triada a doua, iar începătoriile, arhanghelii și îngerii, în ceata de jos. De ce ne folosește acest lucru? Ne folosește tocmai pentru faptul că vedem din această lucrare și descoperire îngerească, deci din această descoperire a Sfinților Părinți și a lui Dumnezeu pentru oameni, că Dumnezeu nu lucrează la întâmplare, ci lucrează într-o desăvârșită ordine și disciplină, și acolo în cer este atâta armonie și atâta înțelegere încât toate se îmbină una cu alta, cum sunt simțurile puse în om. Și când spun că simțurile sunt puse în om, ne aducem aminte de mesajul sfânt pe care îl cântă îngerii din cer, slavă întru cei de sus și lui Dumnezeu pe pământ pace între oameni bunăvoire. Deci acea binevoire și slavă vine tocmai de la puterile de sus, care împrejur, cum spune la Sfânta Liturghie, împrejurul lui Dumnezeu stând se sfiesc, acoperindu-și fețele cu cele două aripi, acoperindu-și picioarele cu cele două aripi și cu două zburând în fața Sfintei Treimi și cântând Sfânt, 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 Domnul Savaot. Pline cerul și pământul de puterea ta, osana întru cei de sus și așa mai departe. Deci iată, lucruri care trebuie să înțeleagă omul că nu sunt altceva decât armoniile îngerești și armoniile iubirii divine a lui Dumnezeu pentru împărăția cerurilor sau acea mult râvnită împărăția păcii, unde vor merge sufletele dreptilor să se veselească de vederea îngerilor lui Dumnezeu și de vederea puterii lui Dumnezeu. Și am notat așa din fugă doar câteva lucruri mărunte. Heruvim înseamnă înțelepciune în limba ebraică, deci ei sunt cu ochi mulți, cum arată descoperirea și cum arată și Isaia.
Deci a văzut când s-a luat cărbune în clește și s-a atins de buzele lui și zice, iată eu păcătosul, zice, ce taină văd. Și mai departe ei au rolul de a înțelepți pe oameni și a să descoperi înțelepciunile dumnezeiești, de aceea și Scriptura spune că tot ce se știe despre Dumnezeu este doar o frântură și o scânteie cât poate înțelege mintea mărginită a omului și nici de cum nemărginirea lui Dumnezeu să fie cuprinsă de mintea noastră. Ori acești heruvim sclipesc de înțelepciune și ei sunt îngerii care vin și luminează pe profeți și pe proroci și așa mai departe. Serafimii sunt cei care ard de văpaie, ard de căldura și dragostea lui Dumnezeu, precum, și aici când am spus că este armonie între cetele de sus și simțurile de jos, vă pot spune, heruvim în om este mintea lui. Mintea este cea care scriește prin rațiune de înțelepciune, de putere, de înțelegere și omul poate fi un heruvim cu mintea lui. Serafimii, deci despre văpaie, se poate spune că este inima omului. Iar toți Sfinții Părinți arată că la adevărata rugăciunea lui Iisus sau la trăirea intensă isihastă și duhovnicească, omul varsă atâtea lacrimi și atât de mult să înferbântă inima lui încât să face ca para focului. Și zice că omul este cuprins în extaz, în răpire, în uimire. Tronurile nu sunt altceva decât acele cete îngerești ce odihnesc pe Dumnezeu cel gânditor și Sfântul Maxim spune după dar și după slujire, nu după ființă. Dumnezeu nu are o esență anume să se sprijinească pe lucruri, fiindcă El este creatorul care le ține pe toate și nu se ține de nimic. Sufletul nostru și inima noastră nu sunt altceva decât tronul Sfintei Treimi. Și ce spun Sfinții Părinți? Teofan Zăvorâtul. Sufletul tulburat e tronul diavolului. Iar templul Sfintei Treimi este sufletul liniștit, plin de înțelepciune, dragoste și iubire. Mergem mai departe. Puterile au rolul de a stăpâni planetele, stelele, aștrii și tot ce se mișcă în univers. De aceea spun Sfinții Părinți, din nou, că omul răpit în extaz și răpit în lucrare duhovnicească aude cântecul universului și al stelelor, care un om pământean de rând auzindu-l moare de dulceața frumuseții lui. Nu poate mintea să priceapă, nu poate ochiul să vadă, urechea să asculte și limba să povestească. Lucru confirmat de Apostolul Pavel, care spune, nu știu, trup sau afară de trup, în al treilea cer, am fost răpit ceea ce mintea nu poate înțelege și urechea nu poate auzi și limba nu poate vorbi. Găsiți în Faptele Apostolilor. Stăpâniile, aceste stăpânii din aceste triade, deci ale cetelor cerești, nu fac altceva decât să stăpânească dracii care au căzut la căderea îngerilor. Deci din îngeri buni, făcându-se îngeri răi. Și ce fac aceste stăpânii? Au puterea de a păzi popoarele. Au puterea de a păzi hotarele țărilor ca dracii să nu intre să facă pagube. O clipă a ridicat Dumnezeu harul de peste o turmă de porci, pronia a ridicat-o, nu i-a dat har. Deci cum avem noi harul, deci de la hirotonie sau de la botez, ci pronia divină. Cum și-a ridicat-o de peste porci, au intrat dracul ei și a necat în mare. Deci dracul întotdeauna este o putere care vine să distrugă binele și nu-l suportă în primul rând. Deci nu poate suporta să vadă binele. Și atunci, în clipa aceea, deci satana a distrus zidirea lui Dumnezeu, vrând prin aceasta să-l departe și pe Dumnezeu din ținutul acela, cum i-au și spus Gherghetele. Auzi, du-te din ținutul nostru. Deci oamenii au fost mai răi decât dracii care l-au recunoscut pe Iisus, s-au temut de puterea lui. Pleacă că n-avem nevoie de voia ta. Aceste stăpânii, bineînțeles că și omul le are în sufletul lui, că am sărit ce sunt puterile. Puterile sunt puterea gânditoare din mintea omului care discerne binele de rău. Asta e bun, asta e rău. Asta fac, asta nu fac. Asta înseamnă puterea și intră în puterile sufletești prin ce? Prin discernere. Duhul înțelegerii, Duhul înțelegerii, spune Efrem Firu, iar a gândului curat și smerit, dă-mi-l mie. Stăpâniile nu sunt altceva decât
puterea rațională din lucrările minții și puterea de a stăpâni mintea în lucrările cele bune, nu prin rugăciune, prin cugetare sau contemplare. Și cum spune Părintele Cleopa când vorbește, el spune așa, zice, deodată omul vede un pom, vede o floare, vede o pasăre cum cântă, vede cerul cu nori, apa cu cânte cu ei printre pietre și spune, dacă aici atâta frumusețe, da dincolo. Ei, aceste rațiuni duhovnicești îl fac pe om, îl fac pe om să înțeleagă nemurirea de dincolo de lume, deci din lumea a doua, din lumea nevăzută. Și aceste stăpânii, deci au putere peste diavol și nu permit în sufletul omului să se despartă de Dumnezeu. Ia ca cu greșești. Bei, fumezi, curvești. Mai târziu plângi și-ți pare rău și umește, spovedești. Ei, tocmai acele rațiuni care îți aduc aminte de moarte, de iad, de supărarea care ai pricinuit-o lui Dumnezeu, te aduc pe calea cea bună. Și ele sunt în inima omului și stau acolo în puterile sufletești. Începătoriile, aceste începătorii își au și ele rolul lor duhovnicesc acolo în cer, sunt un fel de ostași mai mari, sunt un fel de stăpânitori mai mari, deci din triada de jos, care au îngeri în subordinea lor. Și v-am povestit eu întâmplarea cu acel înger care i s-a părut că Dumnezeu l-a nedreptățit punându-l să păzească iarba. Și a zis, n-am să o mai păzesc. Ce? Ăla păzește oameni, ăla păzește pe proroci, ăla vede fața lui Dumnezeu, ăla odihnește pe Dumnezeu, ăla vestește și eu să păzesc iarba. Și uscându-se iarba s-a uscat pomii, uscându-se iarba s-a uscat pământul, uscându-se iarba au început oamenii să cârtească împotriva lui Dumnezeu, și-a pierdut frumusețea natura și atunci s-au adunat îngerii păsărilor că nu aveau cu ce să hrăni, s-au adunat toți îngerii care erau puși stăpâni peste multe alte zidiri lăsate de Dumnezeu în pronia lui pe pământ. Dumnezeu care vedea toate l-a lăsat să-i arate câtă valoare are ascultarea care i-a dat-o față de el. Și toți s-au răzvrătit, Doamne, ce faci cu îngerul ierbii? Și în momentul când l-au chemat, Dumnezeu i-a spus, iată, cei de lângă tine te cheamă și te întreabă ce faci. Și atunci a recunoscut, zice, le-am neglijat pentru faptul că mi-au părut mai puțin importante și mi s-a părut că ceilalți sunt mai sus decât mine și au o altă trecere înaintea feței tale. Și în acel moment și-a recunoscut greșeala și toate s-au îndreptat, fiindcă imediat aducând roua, mergând în colaborare cu îngerul ploii, au adus ploaia și toate au trecut din nou la rostul lor, fiindcă n-avea nici animale din ce să trăiască, nici păsări, nici toate celelalte. Și iată câtă importanță au la Dumnezeu aceste lucruri. Aceste începătorii sunt tocmai stăpâni acestor îngeri. Ai păsărilor, ai peștilor, ai tot ce suflă pe pământ ca satana să nu distrugă. Acum, totuși, ei nu au puterea pe care o au arhanghelii din ceata a doua. Dar unde întâlnim noi începătorii în sufletul nostru? Întâlnim. Fiecare început bun, pus seara la culcare și dimineața la sculare, este o zvâcnire a începătoriei cerești. De astăzi făgăduiesc să nu greșesc, de astăzi făgăduiesc să mă îndrept. Deci gândurile bune sunt începătoriile vieții noastre duhovnicești. Și arhanghelii, aceștia care vestesc, despre care s-a ajuns astăzi să se vorbească, fiind ei număr de vreo 7, i-am notat Rafael, Uriel, Salatiel, Cudiel și Barahil, care fiecare la rândul său își are misiunea sa, Mihail și Gavril sunt cei mai de seamă din ceata lor. Mihail înseamnă puterea lui Dumnezeu, Miha, putere, iar Gavril este bărbat vestitor, deci bărbat tare în cuvânt, bărbat Dumnezeu. Deci el aduce tainele lui Dumnezeu. Și doar ca o simplă amintire, intrând în Vechiul Testament, vom vedea. 1. Ce face Mihail, voivodul puterilor cerești netrupești? Când satana s-a răzvrătit îngerul cel luminat, heruvimul cel stăpân peste puterile cerești și a spus, mă voi sui deasupra lui Dumnezeu în munții de miază noapte și voi pune tronul deasupra lui și voi fi mai sus decât cel prea înalt, a căzut. Dar căzând cu el a căzut și din ceilalți din prejurul și stăpânirea lui. Și din ceata heruvimilor, spune Chedrinos în Hronograf, au căzut
atâta de mulți cât ar ploua sau ar ninge 40 de zile și 40 de nopți cu fulgi de zăpadă. De-aia prorocul David în psalm spune, pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. Deci în clipa când fiecare suflet de creștin mântuit va zbura în cer și va completa un înger căzut și se va împlini căderea, ceilalți vor fi pedepsiți și găsiți în viață păcătoasă, în lucruri peritoare și în deșertăciunile lumești, crezând că mâncarea, băutura, cum era pe vremea lui Noe, se însurau și se îmbătau și n-au văzut că vine peste dânsii și mânia lui Dumnezeu și au pierit și s-au topit. Ei, iată așa va fi și la sfârșitul lumii. Deci acest Mihail a stat în mijloc îngerilor și a spus să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Și a încetat căderea. Și din clipa aceea îngerii făcuți liberi, cugetători, cum suntem noi oamenii astăzi, și liberi voitori, au devenit stăpâniți în har. Cei care până în clipa de atunci se răzvrătise, erau căzuți în eterul care îl vedem noi, spațiul interstelar, și s-a format dracii, deci îngerii răi, și odată cu căderea de la celelalte cete a multor neascultători s-au format, începând de la serafim, de la tronuri, domnii, stăpânii, puteri până jos, generalii iadului sau vămile văzduhului. Deci acei dragi care stau și ne cântăresc nouă păcatele când trecem prin văzduh, cum spune Efrem Sir. Am discutat problema la bogatul nemilostiv. Deci iată, au căzut și s-au oprit în clipa semnului dumnezeesc a Arhanghelului Mihail, care a oprit căderea din porunca lui Dumnezeu, bineînțeles, din ascultare. Și iată că lucrul nu s-a oprit aici. În Vechiul Testament, când Faraon își făcea de cap și chinuia pe poporul lui Israel, a venit și a adus cele 10 plăgi peste Faraon. Când trecea Iosua Navi și a dărâmat Erihonul, nu l-a dărâmat el, ci sunetul trâmbițelor, a închipuit sunetul înfricoșatei judecăți a începătoriilor cu trâmbițe de aur, iar Arhanghelul Mihail cu puterea cerească a venit și a dărâmat cetatea. Erihonul înseamnă păcatul. Și iată, trecând de cealaltă parte, deci au intrat în pământul făgăduinței. Tot el este cel ce apare noaptea în lumină de foc. Tot este cel ce apare ziua în nor, când călăuzește în Sinai pe poporul lui Israel. El este cel care intră în Sodoma și Gomora și scoate pe Lot în muntele Țoar cu cele două fete. El este cel care intră în Sodoma și Gomora și o pierde cu foc în răsăritul soarelui. El este cel care alături de Rafael și alături de Gavril intră în chip de trei tineri la stejarul din Mamre și cinează cu Avram la masă. Deci, lucrarea Sfintei Treimi, arătarea Sfintei Treimi în chip îngeresc, dar omenesc. Deci, materialicește apărând, dar ei fiind totuși duhovnicești. Pentru că în clipa când Mihail și Gavril se duc în Sodoma și Gomora, că doi îngeri au plecat, deci de ce au plecat cei doi tineri cu Avram? A plecat să vadă dacă cumva înțelepciunea totuși darul lui Dumnezeu îi va lumina. Și a spus Dumnezeu, mă voi pogorâ și voi vedea ce stau undeva Dumnezeu și nu vedea ce se întâmplă în Sodoma și Gomora. Nu. A fost ultima încercare de a îndrepta. Și prin cine a vorbit Dumnezeu încercarea de a îndrepta? Intrând cei doi îngeri, intrând cu Avram în Sodoma și Gomora, pe drum se duce o discuție la nivel Dumnezeu om prin Arhanghelul Gavril, care el întreținea convorbirea cu Avram. Zice, dar de vor fi 50 de drepți ai să cruți cetatea? Întreabă Avram, da, am să o cruți. Dar pentru 40 rogu-te, Doamne, ai să o cruți? Da, am să o cruți. Dar pentru 30 ai să o cruți? Rogu-te, Doamne, da, am să o cruți. Da, pentru 20, da, pentru 10. Și în clipa aceea, dreptatea lui Dumnezeu sună așa. Nici pentru 5 drepți n-am să pierd cetatea. De-aia în paza celor 5 simțiri scrie așa. Cine își păzește simțurile curate, inima lui devine cetatea lui Dumnezeu. Deci iată de ce nu cade cetatea pentru 5 drepți. Pentru 2 ochi care nu se spurcă aiurea, pentru 2 urechi care nu se spurcă aiurea, pentru 2 nări, pentru gură, pentru limbă și pentru mâini și picioare. Deci iată de ce. Deci era o închipuire a celor duhovnicești și viitoare, nu că îl interesa pe Dumnezeu, dar în
sensul istoric al minunii de atunci, dacă cinci drepți ar fi existat, nu se pierdea, cetatea, dar au fost trei. Lot cu două fete și Dumnezeu, a cercetat poporul Sodomei și Gomorei față de cei doi îngeri prin Lot. A venit la el, dă-ne pe tinerii care au venit la tine să păcătuim cu ei. Se făcea păcatul sodomiei, deci homosexualitatea de astăzi. Și zice, dar vă dau pe fetele mele, sunt fecioare, stricați-le pe ele, cruțați pe acest tineri. Era o lege pe vremea aceea ca un străin, un musafir, să fie protejat de cel al casei și să nu îi se întâmple vreo vătămare în teritoriul spațiului, deci unde locuia. Și atunci Lot s-a impus, lăsați, zice, vă dau pe fetele mele, nu pe ei vrem. Și au început să spargă ușa. Și atunci cei doi arhangeli, deci care erau de față, Gavril, ce întreținuse discuția între Dumnezeu și Avram prin cuvânt, și Mihail, i-au orbit, a dat un fel de bube pe ei și s-au orbăcăit toată noaptea. Dimineața i-a luat de mână pe Lot și cele două fete. Știți că ea s-a făcut, femeia lui Lot, stâncă de sare, că deși era cu ulciorul de podoabe, mărgeluțe și cercelaș și ineluțe și vopsele în spate, totuși s-a mai uitat un pic înapoi, că i s-a părut și-a uitat periuța de dinți, poate s-au cremanibe. Deci, de ce spun lucrul ăsta? Îi părea rău de cetate când lăsase multe deșertăciuni întrânsa. Așa și omul de astăzi. Ar veni la biserică și s-ar ruga, s-ar închina el și la Mihail și la Gavril, dar e mai ușoară închinarea la bufet, la televizor, la pântece și la somn și la lux. Și atunci, sigur că uitându-se înapoi, se face stâncă de sare. Deci inima lui se împetrește și omul devine un urât înaintea lui Dumnezeu și un păcătos care se chinuiește în focul veșnic. Mergem mai departe. Spune că Rafael ajută în neputințe și în boli. Uriel este luminătorul celor întunecați pe calea faptelor bune și a-i trezit din păcate. Salatiel este rugătorul neamurilor și ocrotitorul popoarelor creștine să nu se răzbune sau să sară asupra lor cu năvălire popoarele păgâne. Gudiel este întăritorul celor ce lucrează cu fapte bune și Varahil aduce binecuvântarea roadelor și holdelor pământului. Probabil că este acel înger ce are în subordinea lui pe îngerii cei ce păzesc, începând de la firul de iarbă și până la ultima floare și roadă de pe fața pământului, sămânță și soi după felul lor. De ce v-am spus lucrurile astea? Vi le-am spus ca să nu ne lungim prea mult, ci să aveți o imagine. Mi-a scăpat unul singur, mi-a scăpat Arhanghelul Gavril. Deci uitându-ne în Vechiul Testament, vom vedea imediat și lucrările Arhanghelului Gavril. El vestește Fecioarei Maria întruparea de la Duhul Sfânt și știm că întreține discuția între Dumnezeu și Fecioară, fiind purtătorul de mesaj când spune, zice, cum vestești mie naștere de nuntă dacă eu nu știu de bărbat? Nu știu. Mă spăimântez, a spune. Puterea celui prea înalt te umbrește. Nu eu sunt. Deci, nici eu nu înțeleg. Și atunci, sigur, se comunică acel mesaj divin din sufletul Fecioarei curate și răpite duhovnicește în ascultare de Dumnezeu, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Și în clipa aceea a rămas Iisus Hristos zămislit în sângerile Fecioarei, crescând spre mântuirea neamului omenesc. Tot Gavril vestește lui Joachim și Ana că va naște pe Fecioara Maria, tot Gavril vestește Anei în templu că va naște pe Samuel, tot Gavril vestește Elisabetei că va avea pe Ioan Botezătorul și rămâne mut Zaharia până îi scrie numele pe tăbliță. Astea nu sunt noutăți. Astea sunt lucruri care trebuie citite în Sfânta Scriptură, în Vechiul și în Noul Testament. În schimb, un lucru minunat care rămâne, trebuie să-l știți și acesta. Și în Vechiul Testament, Gavril a fost cel care a fost purtătorul de cuvânt la Sodoma și Gomora, cel care a fost purtătorul de cuvânt în momentul când trebuia să se împlinească prin proroci anumite lucruri care trebuiau vestite lumii și Arhanghelul le vestea și le înțelepțea prorocilor și ei le vorbeau cu cuvintele lor. Deci Dumnezeu se folosește de aceste puteri cerești tocmai în slujirea neamului omenesc din iubire și din dragoste. Deci nu putea să vină el să atingă pământul spurcat și necurat de păcatele lumii înainte de vremea cuvenită, când vine în desăvârșita dragoste și desăvârșita smerenie până la moarte pe cruce. Și cum mi-a spus cineva zilele astea un lucru minunat de frumos, spune că a fost spus de Părintele Bejan când trăia în pușcărie. Zice, cei ce l-au urât pe Hristos l-au răstignit, dar din ură, neștiind că prin aceasta mântuiesc lumea.
Dar zice, cei pe care îi iubește Hristos îi răstihnește, fiindcă și îi dorește lui și răstihniți și curați în lumea cealaltă. De aceea, moartea din păcat înseamnă răstihnire pentru Hristos, iar călugăria este și viața curată creștină nu este altceva decât semnul conștient și concret prin care omul se răstihnește față de Hristos prin suferință, necaz și toate celelalte. Deci acest lucru vi l-am spus nu ca să vi se pară că Mihail și Gavril, cei doi mari arhangeli, sunt prilejul de a ne înghesui cu mâncare, de a ne înghesui cu băutură, cu patroane, cu oficieri, de, să spunem noi, de acele să fac acasă mari festivități. Ci este prilej de mai multe rugăciune, de mai multe cugetare la Dumnezeu și mai mult decât atât pe cine îl cheamă Mihai, Gavril, Gabriel, Mihail, deci trebuie cu mult mai mult să-și cinstească numele. Așa, ca să spun într-un cuvânt despre fiecare o minune în trei cuvinte, vă spun așa. Mihail, voivodul celor de sus, este sau stă la mărturia și la fundamentul, să spunem, istoric duhovnicesc al întemeierii mănăstirii Dohiar. Deci când un ciobănaș își păștea oile, un egumen care, sau un împărat care începuse pe vremea aceea să facă o mănăstire, deci mănăstirea Dohiarul nu mai avea bani după ce ridicase o parte din ziduri. Și se ruga lui Mihail, arhanghelul, zice, dacă tot este hramul și patronul tău, rânduiește cele de folos. Și pe vremea când Sfântul Munte încă era la închinarea de idoli, mai era rămas un idol de piatră pe fruntea căruia spunea așa, cine mă lovește în cap la apusul soarelui, va găsi o comoară. Și mulți la apusul soarelui luau pietre și loveau în capul lui. Un copilaș păscând oile, ce a zis, eu sunt mic, n-ajung cu piatra până acolo, dar am să-i dau cu bâta în cap. Și cum era sfințitul soarele, a început să dea cu bâta în umbra unde era capul. Și a început să sune. Și când a ferit pământul, a găsit un cazan de bani de aur, cum era pe vremea aceea, averile celor care au trăit acolo, păgâni. S-a dus imediat la egumenul și i-a vestit. A trimis pe doi călugări cu barca imediat pe marginea, deci pe marginea muntelui, pe jos, prin golfurelele alea care le face țărmul, și-au ajuns la locul cuvenit unde își păștea ciobănașul pe sărăturile alea și sărăcăciunile alea, caprele și oile, și se ia comoara. Și s-au gândit pe drum, dar ce să facă egumenul comoară, las că în biserică facem noi. Și l-a legat pe copilaș cu o piatră de gât și i-a dat drumul în mare. Și-au luat comoara, au ascuns-o și s-au întors la mănăstire, ce era o minciună, zice, n-a fost un adevăr ei după mintea unui copil. Și în acea clipă când ei stăteau la Sfânta Liturghie, deci urmând să fie Sfânta Liturghie, iată că în momentul când spune noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, apare arhanghelul Mihail cu copilul de păr, ud leoarcă și îl pune pe Sfânta Masă. Zice, spune adevărul, îi spune arhanghelul. Și în clipa aceea cei doi au înlemnit. Unul s-a îndrăcit și unul a paralizat, cum spune istorioara. Și până nu și-au cerut iertare de la arhanghelul Mihail și nu și-au luat canonul de pocăință, n-au fost dezlegați și au făcut rugăciune egumenul pentru ei și s-au vindecat și copilul a ieșit sănătos din mare fără să măcar să se nece, deci unde a fost aruncat. Asta este una din minuni. Iar o a doua minune frumoasă, deci legată de arhanghelul Mihail, un oarecare călugăraș a rămas, fiind o sărbătoare mare, în zona Carei, unde este Chilia Acționestin astăzi, icoana Maicii Domnului, și în momentul când se ruga noaptea, a intrat un tânăr frumos și a spus, zice, ce face aici? Păi mă rog, unde este bătrânul? Este, zice, la Mănăstirea Mare, la hramul mănăstirii. Și tu de ce n-ai mers? Păi zice, eu am rămas să mă rog acasă. Așa mi-a dat ascultare. Păi și cum te rogi? Păi zice, zic și eu, zice, cum mi-a spus bătrânul, o catismă la psaltire, fac metanii, și apoi zice, ei cânt Maicii Domnului, și ce-i cânți? Păi când cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Nu atât. Zice, să-ți arăt cum o cinstim noi în cer. Păi zice, dăm ceva să-ți scriu, că n-am să scriu, că n-am să ții minte. Zice, dar n-am, las. S-a dus afară, a luat o lespede din munte, a netezit-o frumos cu mâna, a șlefuit-o așa și cu degetul scria în lespede. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Și jos scrie, Mihail, arhanghel al puterilor cerești. Și o pune lângă icoană și dispare.
Și deci, venind bătrân a doua zi, se păstrează și astăzi în Muzeul Chenotitei, deci acea nu este luată, și se vede până astăzi lespedea în care Arhanghelul a scris cu degetul axionul, cum se cântă în ceruri Maicii Domnului. Deci, iată, minuni și întâmplări și din Noul Testament. Iar alte lucruri minunate și frumoase, dacă vreți, legate de arhanghel și de îngeri, sunt multe, multe întâmplări pe care de la spovedit le mai auzi câteodată, de la câte un om sau femeie mai credincioasă, nu toate anomaliile, deci trebuie să luate în seamă, când mulți oameni, prin diferite și minunate întâmplări, au scăpat din boli, au scăpat din groază, din necazuri și din toate. Deci au fost diferite semne și minuni care s-au întâmplat în viața creștinilor legate de vedere. Una mai ușoară, care o mai țin eu minte, așa și o auzeam de pe la părintele Cleopa, zice că un general credincios pe câmpul de luptă, văzând cum un proiectil a retezat capul unui soldat, s-a dus și a văzut că câinii lingeau ranele lui. Deci lingea sânge de acolo de unde murise soldatul. A luat mantia de pe el, a pus capul grămadă lângă trup, l-a acoperit și a plecat mai departe. Și pe parcursul frontului a fost lovit și el la un picior și trebuia ca să îl taie. Dar în clipa când a ajuns la spital, și-a adus aminte totuși că Dumnezeu este cu oamenii și a zis, să mă rog lui Dumnezeu. Și-a văzut o iconiță cu Arhanghelul Gabriel acolo undeva pe un perete cu Sfinții Arhanghel și a început să se roage. Îngerii lui Dumnezeu, zice, câtă durere, zice, și mâine trebuie, zice, să-mi taie piciorul, zice, și iată, e în război, ce mă fac eu acum? Să temea și de durere, să temea și de boală, să temea și de moarte, poate să gândea că o fi fost, poate și nepregătit, îngerul știe. Și cum să căina el acolo în... Cum să căina acolo în patul lui de suferință, apare un înger frumos, strălucitor, cu o vărguță așa de aurită în mână și întreabă, ce faci aici, generale? Zice, de ce ești trist? Păi uite, trebuie să-mi taie piciorul că-s bolnav. Zice, porunca am de la Dumnezeu pentru iubirea și dragostea ta să te vindec pe tine. Trupul care l-ai acoperit cu mantaua, acolo jos când îl lingeau câinii, zice, a stârnit mila lui Dumnezeu. Și zice, iată, sănătos ești. Și i-a atins varga aia aurită de picior și a început să cânte și să de bucurie și să laude pe Dumnezeu acolo în infirmeria unde era închis, încât când au venit doctorii dimineața ca să-l ducă la operație, el era sănătos și nu mai avea nimic. Și iarăși o întâmplare frumoasă, doar de două minute, un călugăr se cam văicărea, nesuferind greutățile și durerile bolii, și spunea, Doamne, du-mă în iad numai să scap de durere, că e nesuferită și nu mai pot suporta. Și vine Arhanghelul Gabriel și îi spune, vrei să, zice, uite, eu sunt de la Dumnezeu, sunt înger, vrei, zice, să stai în iad două minute sau trei ore sau nu știu cât te-a cerut și apoi să te izbăvești de muncă? Zice, mai bine așa, zice, ai mai avea un an de suferit, nu pot suferi, zice, du-mă în iad să stau ca să scap mai repede. Și i-a luat sufletul și l-a dus în iad. Și după, cred că trei ore, pentru că după prima oră, după ce a venit îngerul din nou la el și i-a spus, ei, te-ai mulțumit? Mai vrei? Zice, n-am știut că ești mincinos. Zice, îngerul Dumnezeu nu mint. Tu îmi spui că mă lași aici trei ore și m-ai lăsat sute de ani. Zice, du-mă pe pământ sărat până la a doua venire. Zice, numai să nu mai stau aici. Și i-a spus, zice, nu sunt mincinos. De-abia atât a trecut. Ar mai fi două ore încă să treacă. Du-mă pe pământ sărat din trup. Zice, toate suferințele, numai să nu stau aici. Și iată minuni făcute de îngeri. De ce vi le-am spus? Ca să vă trezească un cult deosebit asupra unui lucru care pe mine mă doare. Foarte puțin citiți canonul de înger păzitor. Foarte puțin citiți din ceaslov rugăciunile către puterile cerești. Iată, ăsta e rostul lor. Atunci când omul nu mai poate birui în descurajare, în scârbă, în supărare, în deznădejde, în mâhnire, în greutăți, vine îngerii lui Dumnezeu și îl ajută. Fiecare după felul lor, după puterea lor, după mila lor, după voința lor și după lucrarea lor. Deci, facă Dumnezeu la această frumoasă sărbătoare, care în plină iarnă este cu atâta adiere și vreme călduță afară și frumoasă, să miște sufletul fiecăruia spre împlinirea faptelor acelor ce-i poartă numele Mihail sau Gavril și alte nuanțe, Gavrilișor și Gabriel și câte se mai pun, și în același timp să fie un prilej de înălțare sufletească spre puterile cerești și lucrarea puterilor de sus, prin care biserica drept măritoare devine
triumfătoare față de celelalte credințe ale lumii, prin faptul că lucrează cu Dumnezeu prin slujitorii Lui, prin biserica biruitoare din cer, îngeri și sfinți. Deci îngerii și sfinții sunt mână în mână la mântuirea lumii. De aceea în casă trebuie să existe și icoana Sfântului care îi porți numele și poate să fie și icoana Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel. În țara aceasta sunt destule hramuri la bisericile care poartă numele voievozilor. Și vă aduc aminte numai un lucru frumos. O chestiune de istorie. După strălucita bătălie de la Vaslui, 1475, în 1476 a venit Mahomed în țara Moldovei cu 180.000 de eniceri și spahii să treacă tot un sabie. Și a ieșit curtea domnească de la Suceava cu 30.000 de oști. Atât aveau. Deci gândiți-vă câți oameni pe câți oameni. Și zice, în 2 săptămâni de luptă s-a măcinat toate oastea, încât cei care au mai rămas s-au dus din nou la casa lor să-și ducă toate în păduri, că năvălise și tătare din partea asiatică. Din partea, cum ar fi Tighina, Soroca, Basarabia de azi. Și nu știa Ștefan ce să facă. Dar s-a rugat lui Dumnezeu, a mai adunat oastea de pe munți, cum spun legendele lui Volentinianu și toate celelalte fapte istorice, dar pe oasele celor căzuți a făcut o biserică la Războieni, la Valea Albă, cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Și a scris în Pisanie, pentru păcatele noastre, zice, vrutau Dumnezeu să ne smerească, ca apoi din țărână să ne ridice. Precum altă dată, zice, pe popor și pe oaste în pustie, pentru că a dat ciuma noastră turcească din mila lui Dumnezeu și s-au prăpădit fără să mai fie tăiați de sabie. Deci, iată, și voievozii au avut legătură și țara creștină a avut legătură cu acești strategii ai puterilor cerești și au venit în sprijinul și în ajutorul oamenilor atât în Noul cât și în Vechiul Testament, cât și de-a lungul istoriei biserica și istoria este presărată de fapte minunate și nu numai de acele povești și de acei oameni care n-au ce face acasă și vin la biserică. Că așa spune intelectualitatea. Zice, proștii merg la biserică și cei care n-au ce face. Biserica nu este a proștilor, nu este a preoților, nu este a episcopilor, ci este trupul lui Dumnezeu și mădulare în parte. Fiecare om este o viță din butucul Hristos și fiecare un om are o întâlnire cu Hristos și un răspuns la judecate. Și bine ar fi, cum spune cântarea ce se cântă la strană și pe oreche intră și pe una iese, Sfinte Arhanghele, mă rog, mai lasă-mă să mă pocăiesc și să-mi dau aurul și argintul ca pe milostenii să mă mântuiesc. Și Arhanghelul îi spune, timp ai avut ca pe milostenii să te fi pocăit și să-ți fi cheltuit aurul și argintul, acum mergi și dai socoteală de cele ce ai lucrat în viață. Deci, ca la ieșirea din viață, fiecare să ne întâlnim cu Mihail și Gavril, plini de bucurie și cu zâmbetul pe buze, Doamne Iisuse Hristoase, milostiv fi mie păcătosul. Amin. Amin.